Salutare și abonează-te dacă n-ai făcut-o deja, chiar m-am zis foarte mult. În videoclipul trecut vă spusesem că o să ne jucăm noi pe online, doar că am zis că dacă avem acum meci în Champions League cu AC Milan, care este o echipă chiar foarte bună, zic hai să mai filmez măcar încă 3 meciuri din, mă refer în acea zi, din campionat și după ce ultimul meci, băgăm la băieții acolo să fie full la energie și ultimul îl jucăm pe online, că dacă nu mai enervez, dacă o să pierdem, să spunem, cu un scor mare, da, o să fie cam urât pentru noi. Ce să vă mai zic, eu avem o situație foarte nasolă în campionat, nu ne descurcăm deloc bine, chiar dacă meciul trecut am câștigat dintr-un mare bulan, că nu putem spune că am avut noi prea, am jucat prea bine. Astăzi trebuie să dovedim că știm să jucăm, fiindcă nici nu este o echipă atât de wow, adică nu cred că au jucători foarte buni. Andone cu șutul pe lângă poartă. E bine că atacăm poarta și deja din primele 10 minute suntem foarte periculoși. Meci trecut parcă am vorbit prea mult și nu ne-am concentrat pe joc. Dacă vă întrebați de ce joacă Pareho, este simplu, ăsta Ovidiu Oban s-a accidentat și este indisponibil mai în afară de meciul ăsta încă două etape. Două etape jucate. Adică chiar dacă dăm de la de pierdut un meci, să îl pierdem tot atâtea meciuri va avea. Adică dacă nu știți, adică dacă nu vă jucați, nu aveți unde să știți. Aici o fază foarte periculoasă. Andone intră în careu. Andone cu șutul nu îl învinge pe Donnarumma. Dintr-o poziție de 1 la 1 să nu învingi un portar. Haideți să mai încercăm o dată schema pe care v-am spus că aș vrea să o facem. Aici n-a ieșit doar dintr-un motiv foarte micus, că a fost, s-a lovit mingea de acel jucător, dar cred că m-am încurcat foarte mult și cred că oricum multă lumea a ieșit de pe clip, dar nu contează. Așa este când filmezi mai multe clipuri în aceeași zi, trebuie pentru fiecare clip să ai, zic eu așa, idei diferite, fiindcă nu pot vorbi despre ce am vorbit în clipul trecut, să fac o referire, fiindcă lumea nu va înțelege, fiindcă nu toată lumea se uită la toate clipurile. Aici Bogdan Stancu, iarăși pe lângă poartă, câte ocazii avem în prima repriză, dar le ratăm. Na, nu avem poate niște atacanți foarte buni, dar trebuie să jucăm cu ce avem. Andone către Ionita, dar clar nu ajunge la mingea asta, dar o recuperează măcar. Bun, haide pasa aia, nu e offside, Andone cu șutul și marchează acum Andone, minutul 39, reușește să marcheze. Foarte, foarte bine. Dar așa a fost și meci trecut. Am dat gol și pe minutul 87 de Napoli gol. Hai că a fost bine. Aici e offside, cred. Oricum, eu zic că era offside. Poate mai avem și o șansă acum pe un contraatac, dar nu. Bun aici, foarte bine a recuperat pentru scurt moment Andone, dar ne vedem după pauză. Eu v-am spus la începutul clipului că ăsta este meci din Champions League, după ce eu v-am spus că noi traversăm o perioadă proastă din campionat și că trebuie să câștigăm meciul ăsta, 100% v-am spus asta și acum am văzut că jucăm în Europa League, deci la un rezultat de egalitate se merge mai departe. Deci nu trebuie să fim speriați că trebuie să câștigăm, să luăm 3 puncte sau chestia asta. Dar eu cum am fost puțin mai amețit se vede și am crezut că avem meci în campionat, azi trebuie să-l câștigăm, că e important. Haideți să-i dăm șansa lui Bogdan Stancu să încerce șutul, dar acolo foarte bine s-au repliat jucătorii celor de la AC Milan și e un șut foarte slab. Prins ușor de Donnarumma. Era să zic de ce nu e Tătărușanu la ei, dar am uitat că noi l-avem pe Tătărușanu. Cumpărat. Bun, aici Calabria mai departe. Dar de ce da pasa în spate? Mă rog. Încă mai trebuie să rezistăm puțin. Vreo 25 de minute. Milanul nu cred că a avut o ocazie foarte mare de a da gol. Și ăsta e un lucru bun pentru noi. Sperăm nici să nu aibă până la finalul meciului. Da, văd că noi am putut să jucăm foarte bine pe aceste lungi, pe aceste mingi lungi degajate de portar. Chiar de vreo 2-3 ori am scăpat în ocazie singur 1-1 cu portar. Când n-am dat noi gol, aia e problema noastră. Dar ocazia a fost.
Aici Cehanoglu intră în careu, Cehanoglu îi pasează lui Ibrahimović, dar ratează acolo, a dat-o din întoarcere cu dreptul și era destul de greu pentru el să marcheze. S-a văzut că a fost un șut cam ciudat. Nu dintr-o poziție favorabilă. Foarte bine aici Calabria alunecă, doar că nu a fost suficient să păstreze mingea de tot. Deja se văd la niște jucători acolo pe la mijloc că sunt pe roșu la stamina de sclară. Meci următor va trebui să le dăm acolo un boost de energie. A, dar chiar dacă am scăpat de câteva ori singuri 1-1 acolo pe spații mari, AC Milan văd că a avut o apărare destul de bună și nu ne-a lăsat tot timpul să ne creăm ocazii. S-a terminat meciul, mie mi s-a părut că a trecut foarte repede meciul, cred că am vorbit și foarte mult și de asta mi s-a părut acest lucru. Câștigăm cu 1-0 și jucăm cu Liverpool mai departe, echipă bună, chiar o echipă foarte bună. Haideți să vedem dacă ne pică vreun român la transferuri, n-avem nenorocul ăsta, haideți să dăm un scouter că n-am mai dat de mult. Dar am zis că mai ține și niște bănuți că cam s-au dus banii. Avem un meci cu Parisul, dar o să-l vedeți în episodul viitor. Cam asta a fost astăzi. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like și abonați-vă la canal. Și până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!